siguranță fiecare om are în minte un model al său de femeie perfectă. Studiile arată că se prețuiesc o mulțime de calități mult mai profunde decât aspectul fizic. Să fie oare adevărat? Aflăm în continuare. Cum trebuie să arate femeie perfectă? Frumoasă și îmbrăcat bine. Să fie o armonie dintre minte, așa, trup și abordări al caracterului nemijlocit. Eu cred că vine dinăuntru perfecțiunea, nu numai decât să fii perfectă la înfățișare. Высокая, 180 длинные волосы. Я не знаю почему, но вот длинные волосы и зеленые глаза. Это, ну, длинные в плане там до колен, вот танцевала, вот это да. Потому что сам люблю ее потанцевать. Голубоглазая. Lung, bron și ochii ca păi. Întâi și întâi așa am observat că privesc în ochi, mai întâi. Apoi ochișorii coboară mai jos, da, și sânii. Pe lângă calitățile fizice și trăsăturile de caracter, mai există și alte particularități care întregesc tabloul femeii perfecte. Gătește foarte gustos. Во-первых, это должна быть преданность для жены. А во-вторых, она должна иметь, владеть своей семьей, быть мужественной, справедливой, честной, доверчивой к своему мужу. Nu fumeze, nu consume alcool, mai puțin machiaj și manierele, desigur, trebuie să fie la... Fii virgin. Tot e drept. Frumusețea stă în ochii privitorului, poate de asta, atunci când ne îndrăgostim, trăsăturile acelei persoane sunt din categoria ideal. Можете показать, вот как вы говорите, идеальная женщина. Идеальная женщина? Да, это моя жена. Красивая, любимая, хорошая. Идеальная женщина есть. Это дочка, не подумайте. Chiar dacă savanții nu au putut defini perfecțiunea și frumusețea omenească, ei spun că din dorința de a idealiza pe cineva, obișnuim să închidem ochii la unele obișnuințe sau calități negative, creând astfel o iluzie frumoasă și atât de necesară.